Întâmplă. Suntem live. Bună seara, domnilor și domnilor. Celebra Carmen Hara, iată, este aici cu noi, pentru că avem multe anunțuri pentru dumneavoastră. În primul rând, pe 28 mai, o mega conferință, cum n-ați mai văzut, n-ați mai auzit și nici nu o să mai prindeți alta. Deci este unică. Bună seara, Carmen. Și mai avem și alte subiecte. Stai că n-am terminat. Adriana, vă pup pe toți. De ce e conferința asta unică? Că noi așa putem să spunem că orice conferință e unică. Pentru că tematica asta este cea care vă interesează. Dacă ceva vă interesează pe pământul ăsta, este destinul vostru. Și spunem noi toți avem o soartă și un destin și nu poate fi mai mult adevărat. Întrebarea este cum demistificăm destinul ăsta, cum ne dăm seama ce ne este predestinat și unde este liberul arbitru, unde putem noi, de fapt, să hotărâm, la ce nivel putem noi să facem hotărârile majore de viață. Și în ce măsură și de oriunde te duci, știi, pe lumea asta și vrei să iei un credit sau vrei să faci ceva sau vrei să te angajezi, te întreabă primul lucru, domnule, cum te cheamă? Dar când te-ai născut? Deci astea două coordonate ale existenței noastre au mult de a face cu traseul vieții. Și multă lume spune, păi, de unde știu eu ce e predestinat? Deci multe lucruri sunt predestinate în DNA-ul, în biologie, multe lucruri care venim, care sunt factorul, cum să spun, de DNA, dar este și factorul care De ține ADN, cum se zice. de ADN-ul nostru, dar și ține și de codificările noastre divine. Fiecare din noi are un cod. Și codul ăsta nu e așa de greu de calculat, dar este câteodată complicat de înțeles. Și ce facem la conferința asta? Explicăm codurile astea, explicăm etapele Wow. vieții, explicăm anii personali, explicăm când trebuie să acționăm, care sunt coordonatele fiecăruia din noi, cum le aflăm. Și este un curs foarte intens care atinge și asupra factorului, cum să spun eu, numerologic al existenței, dar și deciziile noastre, conexiunile noastre karmice, tipul de relații în care noi intrăm pe parcursul vieții și așa mai departe. Deci este un curs extrem de complex care are de-a face cu să vă lămuriți ce înseamnă destin, cum îl putem demistifica și știind lucruri despre noi ne este mult mai ușor să trecem prin viață și să ne găsim, cum să spun, direcția pe care trebuie să mergem. Deci, practic, asta este rețeta, asta este formula pe care o dezvălui în premieră la această conferință din 28 mai. Cum să Da. își demistifice, să-și calculeze oamenii propriul destin. Dar nu numai asta, propriul Să-l destin. decodifice, asta vreau. Etapele majore ale vieții, lucruri care nu le găsiți, asta cu apare în cartea mea nouă, cu pinnacle-ul vieții, este un lucru care nu e prea discutat în cărțile despre, cum să spun, numerologie sau. În general, este o tematică care nu-i dezbătută și vreau să aduc tematica asta în lumină și vreau să explic fiecăruia că există un fel de a îți calcula cele patru etape majore ca să știi în ce etapă e și fiecare din noi avem evenimente diferite în raport cu etapele prin care trecem. De asta sunt oameni care se căsătoresc la 50 de ani, sunt oameni care se căsătoresc la 18 ani, pentru că etapele noastre sunt diferite. Și încă ceva, nu știm în ce fel de relații ne băgăm. Și de aici 50% din mariaje, dacă nu mai mult, se termină într-un divorț, într-o nenorocire din care suferă copiii și mai departe. Și mereu vorbim de tematicile astea. Conferința îți explică clar. Dom'le, uite, aici este cheia ca tu să știi cu cine te asocia cine, dacă omul cu care ești este bun pentru tine și așa mai departe. Deci răspundem din multe puncte de vedere ca să lămurim oamenii cum poate să meargă prin viață cu fruntea sus, fără eșecuri, cât mai puține eșecuri, cât mai puține traume și cât mai puține, cum să spun, dezamăgiri, ca să poți să mergi, să simți că triumfi, că viața este o celebrare și un lucru extraordinar și o experiență pozitivă. Da. Și mai ales să nu repeți aceleași greșeli, că și aici e o problemă Absolut, care absolut. repetă și repetă și repetă. Ai o explicație pentru asta? Am o mare explicație. Deci odată ce ai greșit, odată ce ai creat
un impact karmic, o memorie, care în acțiunea care tu ai făcut-o, să zic astăzi, astăzi tu ai acționat greșit față de tine, față de ceva, față de cineva din jur. Acțiunea asta ta creează un imprint undeva în creier. Odată ce ceva s-a implementat la nivelul creierului, tendința este să se repete. De asta se spune, ok, ai furat odată, furi și a doua oară, ai mințit odată, ai să minți din nou, ai divorțat odată, ai eșuat, e posibil să divorțești și a doua oară. Deci lucrurile continuă să se perpetueze, să se repete, pentru că la nivelul creierului se formează, se numesc grupuri de neuroni care creează o modalitate de comportament. Și dacă tu ai acționat greșit prin comportamentul tău, neuronii ăia susțin ca tu să acționezi greșit și a doua oară. De așa asta explică factorul adicției. De ce să spun, ok, am băut și mi-a plăcut și mai beau și a doua zi, dar neuronii mei din creier spun, ia să mai beau că îmi place. Da. Și devin un bețiv sau, ok, să joc la loterie și ajung de devin adict, pentru că se creează în creierul uman, se creează niște conduite de comportament și astea sunt foarte greu de schimbat. Deci creierul se programează, dar se programează greșit. Și asta o să vorbim la conferință, cum deprogramăm creierul, că odată programat greșit, ne simțim că ne-am blocat. Aud în fiecare zi, m-am blocat, sunt blocat, domne, fac aceeași lucru non-stop, greșesc, mănânc non-stop, fac toate erorile astea, că știu conștient că îmi fac rău, dar nu pot să scap de ele. Dar nu pot să scap. Și de ce? Și explicăm și medical și psihologic și cum vreți voi, explicăm ce se întâmplă și care e programul de 30 de zile. Că de fapt în 30 de zile creierul se reprogramează. Când iei un medicament, spune doctorul, păi așteaptă că nu-și face efectul imediat. Și are dreptate. Durează 30 de zile ca un medicament să intre în sistem. La fel și cu acțiunile noastre. 30 de zile se creează un program în creier și tot în 30 de zile se poate deprograma ceva și programa altceva. Important e cum reprogramăm creierul uman în 30 de zile ca să schimbăm comportamentele greșite, să spargem tendința spre adicție și spre acțiunile eronate. Da, e foarte interesant. 0721-250-504 Emanuel Baran, colegul nostru care se ocupă ca o furnicuță de aceste nuțiri. Nu doarme, nu mai doarme nopțile. Nu mai doarme. Săracu. Dar important este că oamenii vin la aceste conferințe, s-a creat o comunitate și sunt foarte interesant să schimbe viața, că până la urmă îți schimbă viața în bine. Dacă înțelegi unde ai greșit și ești dispus să nu mai repeți greșeala, lucrul ăsta îți aduce niște schimbări spectaculoase în viață și începi să simți că trăiești. Nu e așa? Da, oricare din voi spune, dom'le, dar eu nu știu de ce mă tot îngraș, dar eu nu știu de ce am problema respectivă, dar nu știu de ce atrag mereu lucrurile noastre, sau nu știu de ce nu pot să triumf, nu știu de ce nu pot să am bani. E veniți la aceste evenimente și special la conferința de acum și aflați exact de ce. Deci vă găsiți răspunsul la toate întrebările care vă preocupă, care vă dau stări de anxietate, care vă fac să vă simțiți total disperați și pierduți, că mulți dintre voi sunteți într-o stare asta de totală depresie, tocmai pentru că nu știți ce se întâmplă cu voi și nu puteți să aveți control. Viața e ceva care trebuie controlat. Existența noastră trebuie controlată. Deci ce învățăm la lucrurile astea este cum să luăm control, cum să ne accesăm puterea noastră ca divină care există în interiorul nostru, pe care majoritatea din noi nu accesăm. Și sunt unii oameni care ajung în vârful piramidei și ne uităm la ei și ne uităm mulți dintre noi cu gelozie, cu răutate, cu invidie. Dar ăla de ce cu tărică a reușit și a ajuns și eu de ce nu pot? Că și eu sunt talentat, sunt tânăr, sunt frumos, de ce n-ajung? Și explicația este în, cum se spune, acțiunile astea comportamentale, explicația este la nivelul codului divin, explicația este la felul în care gândim. Deci o mie de explicații care, dacă vrei să te luminezi, că asta fac conferințele, îți dau o lumină în acțiunile tale, îți deschide mintea, îți deschide aici ceva în gândire
că se spune dacă gândești la fel și aștepți alt rezultat, asta e definiția insanity. Insanity, do the same thing, expect different result. Nu poți să faci același lucru, să gândești într-un anume fel și să vrei ca lucrurile să schimbe. Și să ai rezultate diferite, da. Deci ce se întâmplă la conferințe? Schimb felul în care gândești. Iei control asupra vieții tale. Vezi viața ta cu alți ochi, într-o altă perspectivă. Când ai pus lucrurile într-o altă perspectivă, tot ce nu s-a întâmplat 20 de ani se întâmplă în două săptămâni. Și mai ales că, uite, în perioada asta, să știi că oamenii sunt din nou înfricoșați, apar tot felul de știri din astea alarmiste. Că vine inteligența artificială și că roboții vor prelua controlul omenirii. Cam filmele alea SF, știi? Da. Rămânem fără bani de hârtie și că o să ne afecteze grav. Oare de ce trăiesc oamenii în frica asta și în temerea asta de viitor? De ce au oamenii teama asta profundă? Da, de când ne știm pe pământ, totdeauna ne-a fost frică de necunoscut. Omenirea totdeauna s-a speriat de... Și omenirea totdeauna a confecționat în imaginația lor și filmele de la Hollywood tot felul de demoni, tot felul de monștri care vin, tot felul de catastrofe care se întâmplă. Deci, de exemplu, noi dacă le proiectăm, chiar le experimentăm. Că ceea ce punem noi în proiecția noastră ajunge să se manifeste în viața noastră. Noi nu nimeni devine de inteligență artificială decât noi. Noi schimbăm banii și renunțăm la banii de hârtie, că n-a venit nimeni din afara planetei să ne schimbe nouă banii. N-a venit nimeni din afara planetei să inventeze armele de foc sau să inventeze copii. Noi suntem foarte destructivi în natura noastră umană. Și suntem destructivi că avem creierul ăsta de reptilă și avem tendința asta să fim excesiv de emoționali, acționăm pe emoții negative și facem nenumărate erori care afectează viața noastră în general, dar nu ne dăm seama că noi suntem aia care ne facem rău nouă. Și ne întrebăm unde e Dumnezeu. Păi Dumnezeu, noi nu-l accesăm, că este în interiorul nostru. Dar noi îl ținem acolo fără să-i accesăm menirea și să prevenim, să ne autoprevenim de propriile noastre greșeli. Deci se schimbă banii? Absolut. Dar nu știu de ce ne sperie atât renunțarea la banii de hârtie, pentru că ei nu existau acum câteva sute de ani. Noi nu aveam bani de hârtie. Noi am confecționat și tot noi am ajuns la concluzia că în lumea de astăzi, în lumea asta atât de electronizată, ei nu ne mai folosesc. Și atunci asta este ceva care se va întâmpla. Eu văd, o să râde, tot felul de mașini zburătoare prin aer. Eu totdeauna, momentele mele de viziune, eram în România acum vreo 40 de ani și mergeam pe șosea spre Ploiești. Și eram cu fetele mele de la Trio Express, mergeam să o luăm pe Stella Popescu, nu știu, vrea să ajungem la un concert până nu știu unde. În Ploiești, prin Pitești, pe undeva pe acolo. Și dintr-o dată în fața mea apar 6 benzi de mașini și văd niște... Și m-am oprit pe dreapta pentru că m-am speriat. De fapt, eu am avut o viziune a vieții mele în America. Și dintr-o dată m-am văzut pe autostradele americane, când eu de fapt eram pe 2 benzi mergând spre în România. Dar am avut o proiecție. Aceeași proiecție am avut-o recent, mergând pe una din autostrăzile din America și văd dintr-o dată în jurul meu tot felul de mașini care zburau până aer. Care arătau, le-am văzut cum arătau, foarte sofisticate. Știi că mintea noastră bate timpul. Poate să bată cronologia și iese din sfera timpului linear și intră în sfera timpului continuu. Și atunci poți să vezi lucruri care 100 de ani mai în viitor se întâmplă. Cum a spus Jules Verne, o să zburați în aer. Și lumea a zis că ești nebun de legat. Și uite că s-a dovedit că așa e, da. Dar eu văd mașini zburătoare până aer. Sunt sigură că noi în viitor o să avem atât de multă populație și o să fim nevoiți să creăm mașina asta ca să ne mișcăm mai repede, că nu o să mai avem locuri pe autostradă. În 1990 în New York era un afiș mare când treceai de podul spre Manhattan, în care spunea: vă imaginați cum o să arate, cum să spun, circulația, cum o să se circule pe acest pod 30 de ani mai târziu. Uite că au trecut 30 de ani mai târziu și te prins iată pe podul ăla și că ai câte 3 ore și nu poți să treci. Deci iată că avem nevoie să ne mișcăm mai repede.
și o să creăm aceste mașini. Că ne sperăm, noi o să le creăm. La fel o să creăm vindecări cu laser. Eu văd în mintea mea că pe om își am aceeași viziune. Un tub de laser și îl vindești de orice boală. Nu mai încep să-l săracu de să-i tai picioarele, să-i pui tije, să-l chinuiești, să-l înțelegi, să-l masacrezi, să-l pui pe chimoterapie, să-i cadă părul, să ajungă, cum să spun, să ajungă cât un schelet. Nu, îl vindecăm prin ceea ce odată egiptenii știau, dacă te băgau într-o piramidă colorată, unde aveai tu probleme, te vindeca imediat. La fel și așa se va face în viitor. Să dea Dumnezeu. Problema e așa, dacă nu mai folosim banii de hârtie, că și înainte se foloseau banii ăștia din metal, da? Mă rog, după aia s-au inventat cei de hârtie. Ce facem dacă, uite, se blochează sistemul bancar, dacă cineva spune poprire pe cont? Cum mai plătești? Cum mai trăiești? Dacă te urmăresc să te execute, să-ți ia banii, să... Aici e întrebarea. Se întâmplă multe schimbări. La capitolul se întâmplă schimbări multe. Că sistemul bancar se va colapsa, e inevitabil. Cine vă spune că nu, că merge bine, vă minte în față. De fapt, suntem mințiți în fiecare zi, constant, în toate direcțiile. Dar partea proastă este că suntem mințiți de niște oameni care nu sunt vizionari, care nu știu exact unde mergem, doar bâșbâie și doar încearcă să implementeze niște legi, niște idei, niște direcții care se dovedesc ca nu fi neapărat de succes. Adevărul este unul singur, că noi, cum să spun, avem nevoie de aproape nu de 1000 de monede, nu de 1000 de bănci, ci probabil de un sistem centralizat și acolo mergem. Cum ar fi spre o bancă colectivă, spre o singură monedă. În anii 80 spuneam că în Europa va fi o singură monedă. Când am revenit după vreo 17 ani, am văzut că în Europa există euro. Deci s-a ajuns la o singură monedă. Nu va mai fi nici euro, nici ieni, nici dolari, nici cum vreți să-i numiți. O să se ajungă la o monedă colectivă în lume și se va plăti totul electronic. Tot orice plată se face electronizat. Bun. Și dacă rămânem fără curent electric, cum mai plătim? Dacă rămânem fără curent electric, o să descoperim altă formă de electricitate. O să credeți că e o nebunie. Dacă te gândești în piramidele din Egipt, când intrai în piramidă, intrai, da? Și se făcea lumină. Acum 7000 de ani. Și știința aveau ei de... Aveau păclii, aveau niște lumânări, nu? Nu e adevărat, nu? Nu? Aveau pe pereții piramidelor, aveau ceva pus, un metal, o anumită substanță care crea lumină. Lumină cum avem noi electricitatea, becurile și așa ce avem în casă. Deci ei aveau o anume știință care s-a pierdut de-a lungul timpului, așa cum prezervau corpul uman. Păi desface o mumie după mii și mii de ani și arată corpul ăla e prezervat. Cum am știut noi să facem lucrurile astea? De unde ne-a venit informațiile astea? Cum am creat piramidele? Că nici acum nu știm cum le-a creat. Dar tot așa vom crea alte... Și noi suntem, descoperim niște lucruri extraordinare. O să avem niște avioane care în 40 de minute te duce de la New York în Paris. O să avem niște sisteme de circulație, pentru că se schimbă legea gravitației, se schimbă rezonanța Schumann, se schimbă DNA-ul uman. Se schimbă celula, se schimbă DNA-ul. Lucru care habar n-avem, dar ele se întâmplă în timp ce noi vorbim. Și schimbările sunt absolut colosale. De aici longevitatea pe care umanitatea o să aibă în viitor, accesul la lucruri absolut incredibile, conexiunea cu divinitatea, care e o altă formă și o altă, se extinde în percepția umană, posibilitățile de vindecare absolut ne așteaptă lucruri fabuloase în viitor, de care nouă ne frică. Și asta cu inteligența umană. E normal să nu fie frică așa, adică nu-i păcat totuși să nu ne gândim și la lucrurile bune pe care le aduce, iată, progresul. Da, nu, vine o lume foarte interesantă. Noi trebuie să trecem de pragul acestor 10 ani de catastrofe, care sunt ani karmici totdeauna. Și Biblia îi menționează. Păi Biblia nu spune, băi, ăia 7 ani de foamete, ăia 7 ani de secetă, ăia 7 ani de... Dar noi trecem nu 7 ani, 10 ani, de fapt erau cei 33 de ani al lui Hristos, care simbolistica lor era extraordinar de puternică, din 2000 în 2033,
Mai avem puțin de ajuns, mai avem vreo 10 ani, dar vedem că nu e este ușor să-i trecem. O să-i trecem, însă în perioada asta vor fi foarte multe schimbări în omenire, dincolo de percepția noastră, adică sistemele noastre de guvernare, sistemele sociale, sistemele monetare, toate se dărâmă sub ochii noștri ca să se nască o altă lume. O altă lume care va fi construită pe alte principii și ne trebuie principii noi. A conceptul banului trebuie să se schimbe, că lumea a fost dominată de bani. Și atâta timp cât banul a fost Dumnezeu, viața noastră pe pământ n-a fost bună. În numele banului s-au făcut crime, nenorociri și amenea. Și a creat o lume nedreaptă. Sistemul ăsta și ăsta cade, monetarul. Dar cade și sistemele de guvernământ, că lumea asta a fost condusă de așa zise persoane secrete, societăți secrete, regi și împărați care, dacă ne uităm la viețile lor, n-au fost neapărat cei mai buni oameni, nu? Da. Și asta cade. N-au fost deloc cei mai buni oameni. Da. Dar cu toate astea, oamenilor le e frică. Dom'le, gata, vine apocalipsa. E clar, uite, vedem cutremure într-o țară, inundații în altă țară. Se vorbește de încălzirea globală, dar afară e frig. Nu, păi știi cum este. Totdeauna când mergem într-o direcție, deci încălzirea globală, întâi dau semnele diferite. Întâi se vede opozitul, se vede că parcă e chiar pe dos, înțelegi? Dar de fapt încălzirea asta globală are loc sub ochii noștri, dar nu ne dăm seama. Nu ne dăm seama. Exact ca și tiroida, când e în corpul uman, ce conduce organismul uman este sistemul glandular. Glanda tiroidă condusă de glanda hipofiză, de multe ori intră în hipotiroidă sau hipertiroidă. Dar simptomele de hipotiroidism coincid cu, de fapt, simptomele de hipotiroidism, de hiper cu hipo, nu știi când ești, de care ești. La fel și tradus asta de la corpul uman la microcosmos, la ce se întâmplă cu temperatura globală a omenirii, noi avem senzația că e frig, dar de fapt planeta se încălzește, de fapt ghețarii se topesc, de fapt pericolul de a ne scufunda este uriaș în următoarele 100 și ceva de ani. Și dacă se întâmplă asta, atunci civilizația asta intră sub apă și cum a intrat Lemuria sub apă 25.000 de ani, 12.000 de ani Atlantisul. Civilizație poate să intre sub apă, nu acum imediat, prin schimbarea polilor. Și asta se întâmplă totdeauna de două ori într-un an cosmic. Un an cosmic care are 26.000 de ani și împărțindu-l două, la 12.000 ceva de ani, posibilitatea, adică pericolul se întâmple așa ceva, este mai uriaș, uriaș. Și noi ne apropiem de această perioadă în care se încheie acei 12.000 de ani și intrăm în pericolul de schimbare a polilor. Dar nu se va întâmpla nimic imediat, mai durează. Da. Dar de asta le frică oamenilor, te rog. Piramidele spun 2147 se încheie civilizația asta. 2147 mai avem 100 și ceva de ani până la schimbarea polilor. Dacă ar fi să luăm cum se spun, ce scrie în camera regelui pe piramide, asta scrie. O să vă aduc odată când facem următorul live o carte care se numește Originile noastre, scrisă în 1986 de un arheolog american care a tradus tot ce e pe piramide. Dar ce e fascinant, v-am mai spus o singură dată de asta, în cartea asta scrisă în 86 se vorbește de 2001, de cum se vor ataca turnurile și se vorbește de septembrie 11. Deci cu câți ani înainte de 2001, cu 15 ani înainte, pe piramide scrie exact că de fapt se vor ataca turnurile în New York. Nu uităm că aceste predicții sunt făcute cu 3.000 de ani înainte. În camera regelui, dacă mergeți la piramide, mergeți la camera regelui și vedeți toate în scripturile alea. Și arheologii le pot demistifica ce înseamnă. Totul e scris acolo și ziua când se descoperă penicilina, primul război mondial, al doilea război mondial, războiul de acum din Ucraina, totul există. Totul s-a spus cu mii de ani înainte să se întâmple. Incredibil așa ceva. Da. Bun, nu o să vorbim despre piramide și despre lucrurile de genul ăsta la conferință. La conferință vorbim despre despre decodarea destinului personal și ce să faceți ca să aveți
voi o viață mai bună până când se vor întâmpla lucrurile astea. Mai avem o pâine de mâncat și o viață de trăit. În sensul da. Că nu se întâmple chiar acum. Ceva, Adriana, cine a făcut decodificările astea și a scris pe piramide acum 3000 de ani? A fost un vizionar care a demistificat timpul. Timpul se poate demistifica. Decoda. Ce se întâmplă în viața voastră personală? Veniți la conferințe să aflați ce vi se întâmplă, unde sunteți, cum trebuie să procedați, de ce trebuie să faceți anumite schimbări și de ce, când să le faceți și când să nu le faceți. Deci dacă aveți vreo îndoială despre cum merge viața noastră, voastră, care e destinul, pe ce drum, dacă nu știți ce se întâmplă cu voi, dacă vă simțiți depusolați, deprimați, cum să spun, blocați în, pe traseul vieții, o conferință de asta vă luminează mintea, vă aduce, vă pune ordine, vă, cum să spun, vă arată drumul. Este foarte important pentru că de multe ori noi nu-l vedem și avem nevoie de ajutor. Deci 0721250504 pentru înscrieri și pentru că vorbeam de lucrurile astea, uite, mai există un motiv de temere foarte mare, inteligența artificială. Roboții care, spun unii, vor controla tot pentru că omul și-a pierdut controlul asupra acestei planete și se vor crea milioane de drone și roboți care vor putea să ia singuri aceste decizii, că vor fi inteligență artificială. Deja cel care a creat, îmi scapă numele lui acum, a renunțat la proiect și a ieșit afară din proiectul ăsta și a spus: domne, sunt înfricoșat de ce se poate întâmpla, pentru că acești roboți au început deja să ia decizii ca și cum ar gândi ca oamenii, ca și cum n-ar mai avea nevoie de o comandă de la om. Au început să ia singuri aceste decizii și se pare că în viitor vor crea războaie, nu știu, vor putea să distrugă pământul. Ce o să se întâmple cu inteligența artificială? Da, asta e o problemă foarte gravă, de fapt, dacă stai să te gândești, să o analizezi ca... Forțele astea, că astea pot să devină forțe foarte destructive. Nimic de spus. Dar cred că tot noi care, că tot noi am creat asta. Noi mereu dăm vina pe cine. Nu. Noi trebuie să vedem de ce noi găsim astfel de modalități de a ne autodistruge. Însă așa cum l-am creat, cum să spun, această inteligență artificială, se poate pune stop, încă nu-i târziu, ca ea să ia control. Deci ea poate fi folosită la un anume nivel în care ea devine o forță necesară, poate, în anumite situații, dar eu cred că asta se va stopa. Nu văd că inteligența artificială va lua controlul lumii. Nu, asta nu văd. Da, uite ce declară profesorul David Chalmers de la Universitatea din New York. Spune că inteligența artificială dă semne că ar fi conștientă și spune: domne, asta mă îngrijorează. Faptul că suntem deja într-un scenariu SF în care această inteligență artificială nu mai poate face diferența între un produs real și unul sintetic. Către ce ne îndreptăm? Dacă această inteligență artificială a devenit conștientă, de ce are o conștiință? Ea gândește. Da, dar nu are o conștiință, nu conștientizează pozitiv. Înțelegi? Da. Conștientizează destructiv, aici este aspectul dramatic și de aici spaima generală și spaima asta este la toate nivelele, pentru că sunt sigură că și la nivel de conducere a lumii și la nivel de președinți și regi și cine mai e pe acolo, își dau seama că asta poate să fie, să nu uităm că noi ne îndreptăm spre, trecem în anii fatidici și în anii ăștia fatidici orice se poate întâmpla și orice catastrofic se poate întâmpla. Deci e important să ne dăm seama de chestia asta, dar așa cum am creat-o, imaginați-vă că noi am creat un robot, da? Și că robotul ăla stă în casa mea și robotul ăla s-a gândit foarte bine să mă distrugă pe mine, da? Pentru că pur și simplu el e programat greșit, s-a autoprogramat destructiv și vede în mine un dușman. Înțelegi? Asta se întâmplă și în interiorul nostru. De multe ori ne uităm la oamenii din jur și dintr-o dată îi vedem ca pe forțe negative și intrăm într-o luptă cu ei și așa ajungem de ne batem cu frați, cu surori, cu mamă, cu tată și de aici nu ne mai înțelegem între noi. Și ca să revin la
faptul că este un robot în casa mea care ar vrea să mă distrugă, eu trebuie să găsesc cum să-l anihilez. Deci eu trebuie să vedem cum să-l scot din priză, ce să știu să fac ca el să nu ia control asupra vieții mele. Și asta la nivelul microcosmului, la nivelul macrocosmului, tot așa omenirea va găsi ceva ca să anihileze pericolul ăsta. Și asta se va întâmpla. Deci de asta mie nu mi-e atât de frică, însă un om de rând care nu bate viziunea la chestia asta nu poate să vadă decât consecințele negative care această inteligență artificială le reprezintă. Eu însă sunt foarte convinsă, chiar am să scriu despre asta, pentru că lumea trebuie liniștită puțin, că ceea ce pare catastrofal poate fi neutralizat. Da, și aici uite, mai intervin și problemele astea, pentru că în România a fost un mega scandal cu legea aceea care permite până la urmă ca statul să intervină mai adânc în familie, să poată lua dintr-o familie un copil care nu e, care trăiește în sărăcie sau, mă rog, adică părinți nu-i pot asigura toate cele necesare. Da. Încă și în America există instituțiile astea care, iată că lucrează, dar pot face și abuzuri. Asta este temerea generală, că oamenilor le vor fi luați copiii în viitorul mai îndepărtat. Am și văzut nenumărate cazuri și am și eu care vorbesc cu multă lume, am și auzit oameni care mi s-au plâns, care mi-au spus că li s-au luat copii, pur și simplu, da, într-un mod nedrept, iar adevărul este că cu statul e foarte greu să te bați. Da. Cu instituțiile publice e foarte greu să te bați. Când ești persoană singură, și sunt foarte mulți oameni în situația asta. Și de fapt, oricum o vrem să o dăm la nivel social, sunt foarte multe nedreptăți care se întâmplă, enorm de multe. Iar ca noi să pășim într-o lume mai bună, într-o lume mai justă, mai corectă, într-o lume mai echilibrată, mai balansată, într-o lume a viitorului unde lucrurile par să meargă spre lumină, în așa zisa Golden Yuga, cum vorbesc strămoșii noștri, spun de era de 6.000 de ani care vine în viitor, care e o eră de pace, e o eră de lumină. Și nouă ne este greu să credem așa ceva în catastrofa în care ne găsim, că poate să vină așa ceva. Dar după toate calculațiile, care niciodată nu prea greșesc, într-adevăr ne îndreptăm spre această, spre această existență în viitor. Și pentru asta o să eliminăm toți factorii de sănătate, noroc, bani, sănătate, noroc și bani și moarte între țigani. Adică că știu să moară, că moară să deselesc și nu plâng. Da. Ai vreo alergie, probabil. Că, am și o alergie, sunt și răcită un pic și de aia. Bun, da, e complicat cu aceste legi. Oamenii vor să știe și cum e în America și dacă tu crezi că va fi la fel în România. La fel se procedează și aici. Abuzurile sunt la el acasă, absolut că da. Din nefericire. Și de asta trebuie să fii foarte atentă. Ba mai mult aici, dacă de exemplu un copil se plânge de părinte, părintele îl pierde copilul ăla într-o secundă. Parcă abia se așteaptă ca un copil să facă o plângere, să spună tata m-a certat, tata m-a bătut, s-a terminat. Gata, eu am dreptul să plec din familia asta. Pentru că nu se acceptă. Dar oamenii vor să știe ce se întâmplă cu cuplurile de același gen care adoptă copiii, dacă va fi la fel în România. Că înțeleg că în America este o modă. Da, este o nebunie. Mă uitam aseară la televizor și îl văd pe Anderson Cooper, care este numărul unu dintre prezentatorii de la CNN, care îl invită pe Andy Cohen, care Andy Cohen este, cel mai reprezentativ prezentator de la Bravo, pe care îl cunosc foarte bine, între altele și pe Andy Cohen, dar special pe Andy Cohen și pe Anderson Cooper îi cunosc, dar în special pe Andy Cohen, am foarte multe poze cu el. Știu că m-am dus la el la oficiu acum 10 ani când vrea să facă un show cu mine și am descris pe bunica lui, îi dădeam detalii despre ce se tea așa cu gura căscată, se tea la mine.
Dar el de atunci, de când l-am cunoscut, eu a adoptat doi copii și a scris o carte despre copii și vorbește de cei doi copii ai lui pe care i-a adoptat. Am desărcupă la fel, bărbat la 50 ceva de ani, și amândoi sunt bărbați singuri care sunt gay și sunt, cum să spun, convinși că poate să fie tați extraordinar de bun. Deci asta se practică aici. Cum învață copiii? Ce învață despre familie? Asta mă întreb și eu și întreabă toată lumea. Foarte adevărat. În orice caz, eu cred că sunt crescuți, pentru că eu personal nu cred că copiii care au adoptat vor fi neapărat, vor avea probleme de sexualitate. Poate să fie niște oameni normali, cu o sexualitate normală. Și nu cred că, fi trăind într-un mediu bun și având îngrijire și iubire, că iubire sunt sigură că am, adică i-am văzut pe amândoi cât de amândoi catați, cât de îndrăgostiți sunt de copiilor și cât vor ca la copiilor să le facă bine. Și nu cred că există neapărat o promovare ca acest copii care cresc în familiile astea să nu ai drept, să nu are dreptul să aibă familiile lor. Absolut că nu. Asta e clar, dar mediul te influențează până la urmă. Na, și te influențează foarte mult și copiii sunt totdeauna. Și cum spune Freud, totul se întâmplă în copilărie. Toate problemele noastre vin de la felul în care în copilăria noastră am perceput relația noastră cu părinții. Ce am înțeles noi de felul în care părinții s-au purtat unii cu alții, da, sau s-au purtat între ei. Deci iată că aici e o mare problemă psihologică. Dar vezi că ea s-a extins atât de mult și are atâta răsunet, cel puțin în America și văd și în alte părți ale lumii. Așa că nu putem decât să constatăm lucrurile astea, dar să le schimbăm nu pare a fi posibil. Acum, dacă stai să te gândești, mai bine ca un copil să crească într-o familie decât să crească într-un orfelinat. Absolut. Sau să crească într-un mediu foarte abuziv în care să fie... bătut, să fie lovit și așa mai departe. Deci hai să ne gândim totuși într-un mod corect la povestea asta, că și oamenii ăștia au suflet și pot oferi iubire unui copil. Problema e alta și aici vreau să ajung la operațiile astea de schimbare de sex care se fac de la o vârstă din ce în ce mai fragedă. Da. Se fac și mereu, dacă ți amintești, noi am mai vorbit despre faptul că noi suntem forme energetice. Noi suntem plus și minus, forma masculină și feminină. Există și bărbat și femeie. Deci o femeie poate să aibă o forță foarte masculină. Un bărbat poate să fie extrem de feminin. Când ai însă dominantă una din două forțe, atât de puternic o dominantă feminină, dar tu de fapt ai sexul masculin, atunci nu te mai regăsești în corpul tău. Atunci devine o problemă. Am un... cum să spun, un pacient de 17 ani, copil, deci încă, care acum se duce să-ți facă schimbare de sex. Pentru că el de mult îl aduce mama lui la mine, spune de când era și mai micuț că el nu se găsește în corpul lui de femeie și vrea să devină bărbat. Și tot comportamentul lui este de bărbat, dar el are de fapt sexul feminin. Deci iată că sunt cazuri din astea, din ce în ce mai frecvente. Poate că ele existau dintotdeauna și nu le-am știut. Ținute ascunse de religie, de mentalități și așa mai departe. Ele acum ies la lumină. Într-o lume mai liberă se vorbește despre faptul că unii dintre noi avem probleme de genul ăsta. Deci iată că sunt tineri care au problemele astea. Și interesant că eu când am cunoscut-o pe mama lui, care o Franțu Zoaică, acum 30 ceva de ani am cunoscut-o la New York, vorbeam de ea și mă uitam în codul ei divin și spuneam, tu trebuie să ai o fată și un băiat. Și m-a contestat și mi-a spus că ea are două fete. După 10 ani și ceva a venit la mine și a zis, nu, de fapt am o fată și un băiat, pentru că una din fetele mele nu este fată, chiar dacă are sexul feminin. Iar după toate operațiile astea, această fată devine bărbat. Deci nu știu ce să zic, nu știu cum să interpretez, dar lucrând direct cu oameni de genul ăsta, le înțeleg frustrarea, le înțeleg suferința, le înțeleg dorința de a se afla în corpul care corespunde la forma energetică pe care o au.
Ce ai sfătuit tu personal pe oamenii ăștia? Că așa cum zici, poate existau și înainte, dar nu erau vizibili, pentru că le era rușine să se arate. Acum, e adevărat, este lumea liberă, dar e o lume în care, iată, se iau și alții după ei. Aici e problema, că nu sunt numai se iau după ei și alții care nu sunt justificați să facă asta. Dacă te uiți la tatăl lui Kardashian, Jenner, care s-a transformat din bărbat în femeie, îți dai seama, trăind cu toate femeile alea, toate Kardashian pe capul lui, și-a pierdut complet identitatea de bărbat și a vrut să devină și el femeie. Și a trecut prin toate operațiile astea. Asta a fost un șoc în Hollywood. Toată lumea comenta transformările lui de a deveni dintr-o dată femeie din bărbat. Iar toate fetele, toate Kardashian, l-au susținut în acțiunea lui de a se transforma în femeie. Pare o nebunie, pare efectiv o nebunie, pare ceva care la care rămâi interzis, nici nu știi ce să crezi. Ce am sfătuit, de exemplu, eu pe această doamnă pe care o cunosc de 30 de ani și în special pe copilul ei, care este un adolescent, care e deja la vârsta în care poate să ia o decizie, am zis să-și urmeze dorințe, am spus să tu nu poți să-l oprești dacă el vrea să facă această transformare. Și sunt sigură că dacă o să facă, o să fie foarte fericit, pentru că nu se regăsește în corpul ăsta. Iată, totuși, hai să vorbim cinstit, sunt foarte rare cazurile astea. Da. 1% din populație are probleme. Decât că sunt prezentate la televizor și arătate pe... Da, se face foarte mult tam-tam pe chestia asta. E ceva nou. Și nu este explicat. Deci nu vine nimeni să explice și în special să explice la cine? La generația tânără care încearcă să înțeleagă că asta nu e o fantezie, pe ce e bazată, medical. De fapt, să știi că operațiile astea sunt extrem de dificile. Da. Extrem de dificile. Pe undeva trebuie să ai și o doză de nebunie să te pui, să spui organismul, să-l transformi, toată funcționalitatea lui. Ce spuneam, că noi suntem într-o picătură de hormon, că hormonii conduc viața. Tu când începi să schimbi toată structura ta hormonală, să te faci din femeie, din bărbat sau din bărbat femeie, mutațiile care se produc în tine sunt incredibile. Există și pericolul să-ți pierzi viața la operațiile astea. Deci îți trebuie o doză de nebunie să poți face așa ceva. Da, și nu sunt nici foarte funcționale după aceea, adică oamenii... Extrem de costisitoare. Și costisitoare și dureroase. Garanția, dureroase din calea afară, iar garanția lor nu este clară încă. Nu. Nu. Deci i-ai sfătuit pe tineri să se gândească de 10 ori înainte. Da, da, dar nu poți să-i spui, domnule, dacă tu vrei să faci asta, nu poți să nu-l susții, nu știu cum să spun, mă pun și în postura de părinte. Înțelegi? Mă pun în pielea acelei mame care își aduce copilul la mine și mă gândesc ce poate ea ca mamă să facă ca să nu-și piardă copilul, ca să nu-l alieneze, ca să-i fie în susținere și ca să-i înțeleagă suferința și trauma prin care trece. Da, multe probleme în societatea de astăzi, dar eu zic că până la urmă vom trece și peste asta. Se vorbește de toate lucrurile astea, că e o noutate absolută. Da. Și așa cum ziceai, în mod sigur avem problemele astea de mii de ani, dar până acum nu s-au arătat așa cum se arată acum. Exact, da. E clar că după o perioadă lumea se va plictisi de subiectele astea și o să trecem la altceva, dar până atunci... Subiecte noi! Subiecte noi! Veniți la conferință pe 28 mai, pentru că vor fi subiecte care cu siguranță vă interesează personal, ca să vă schimbați viața. Îi rog pe cei care ne dau aici datele de naștere să nu ne dea datele lor de naștere, că nu avem timp să facem asemenea analize. Cei care doresc analiză personalizată, evident, trebuie să se înscrie la această conferință și acolo veți primi în funcție de data nașterii voastre răspunsul personalizat, răspunsul în funcție de problema și de întrebarea pe care o ridicați, pe care o aveți. Veți afla dacă vă căsătoriți, cum e relația cu partenerul, dacă aveți nevoie de mai mulți bani, de job, probleme de sănătate, de relaționare și așa mai departe. 0721 250504, colegul nostru Emanuel Baran, care răspunde la telefoane și care se ocupă de aceste
înscriere. Așadar, vă rog încă o dată, nu mai dați numerele aici. Fiecare are un număr de destin care va fi calculat în parte la această conferință. Veți primi răspuns și toată lumea o să plece fericită. Conferințele se termină undeva mult după miezul nopții, așadar rezervați-vă o seară comodă în fotoliu ca să auziți niște lucruri foarte interesante și să vedeți cum vă puteți schimba propriul destin. Da, ai punctat foarte bine, Adriana. Iar cei care ne ascultați, vreau să nu ratați asta, pentru că am făcut conferințe pe multe teme, despre sănătate, despre relații, despre energii negative, despre legi universale, despre conceptul karmei. Am făcut conferințe pe multiple teme. Dar știu că cea care pare cea mai fascinantă este codificarea asta divină, mai ales în cazul în care nu vă regăsiți, în care spuneți, domnule, eu am un număr magic și care ar trebui să meargă bine, dar iată, în codul meu există bani, de ce nu i-am? Sau mă simt că nu merg nicăieri de câțiva ani, sau m-am încurcat într-o relație karmică, cum eu descurc? Și voi aveți totdeauna la aceste conferințe oportunitatea de a discuta direct, de a pune întrebări și va găsi un răspuns. Deci iată că conferința nu numai că vă introduce niște informații esențiale pentru evoluția voastră, dar conferința vă și dă posibilitatea să comunicăm direct la cele mai arzătoare întrebări pe care le aveți și pe care nu știți cui să le adresați și nu știți cum să primiți un răspuns complet și cât de profund și cât de bine, cât de explicit posibil. Așadar, vă așteptăm pe 28 mai la această conferință. Multe răspunsuri interesante. Știu că sunteți interesați și de suplimentele alimentare, dar o să facem o ediție specială despre asta, pentru că nu putem să răspundem la fiecare în parte. Am niște comentarii aici, dacă vezi. Deci oamenii cred pe bune că vine apocalipsa, că pământul a devenit o închisoare, că nu mai avem libertate. O să te rog să le dai un mesaj la final celor care, iată, se simt atât de înspăimântați. E firesc într-un fel. Am avut o pandemie, da, am stat în casă, am respectat măsurile guvernului. După aceea a venit războiul, e firesc ca lumea să fie, să simtă că nu mai poate. Ce îi sfătuiești pe oameni? Nu vreau să proiectați negativitatea asta dusă la extremă. Lumea trece printr-o perioadă de transformare uriașă. Și o să ne transformăm, dar transformarea este necesară și este binele nostru. Cum spunea Schopenhauer, orice progres se trece prin haos ca să ajungem la el. Noi suntem într-o stare generală de haos în omenire la ora actuală, chiar dacă nu vrem să recunoaștem. De asta este o frică generalizată în noi, o stare de anxietate colectivă, a gândirii colective. Pentru că știm că ceva ni se întâmplă și nu știm cum să procedăm. Ce vă spun eu, ce vă recomand, să stați liniștiți, să stați calmi. E doar o perioadă de tranziție. În final se merge spre binele vostru. Tot ce vedeți că pare fi dramatic, de fapt ia o turnură 180 de grade în favoarea voastră. Vedeți binele din lucrurile care se întâmplă. În orice rău, spunem noi românii, este și un bine. În tot ce ni se întâmplă este un mare bine. Trebuie doar să avem abilitatea să vedem dincolo de momentul respectiv. Oricât de dramatic ar fi viața voastră la ora actuală, proiectați că ieșiți din această situație și încercați să vedeți lumina la sfârșitul tunelului. Și intrați în, cum să spun, în starea de bine și în proiectarea energiei pozitive, pentru că atunci lucrurile le atrageți în bine spre voi și o să vedeți schimbări uriașe. Omenirea nu se vede, nimic nu se termină, totul continuă, intră într-o altă fază. Schimbarea banilor este spre binele nostru. Poate mulți dintre voi nu o să mai plătiți din datoriile care le aveți. Colapsul monetar poate să aibă și un aspect extrem de pozitiv. Nu se produce într-o zi, două, va dura câțiva ani până în 2029. Între timp încercați să vă luați, dacă vă mai da credite bănci, luați-vă case. Poate că ajunge să nu mai plătiți aceste credite, pentru că un colaps monetar produce un haos, că nu mai știe cine cui datorează, colapsul băncilor. Deci tu zici că vine și un colaps monetar, colapsul băncilor. Zici că vine și asta, colapsul băncilor.
Colapsul băncilor până la urmă e necesar. Pentru că ce au făcut băncile? V-au luat interese, v-au secat. V-au luat interese la orice. V-au jupuit. Dobânzi. Dobânzi, da. Dobânzile. Dacă vă gândesc câte dobânzi ați dat și la cartelele de credit și la orice, totul s-a perceput dobânzi. V-au subt în ani și în timp în dobânzi. Așa că nu vă pare rău că se întâmplă acest colaps și că se creează un alt sistem, sistem care să fie mai echitabil. Omenirea trebuie să ajungă la un sistem mai echitabil. Per total, e mult prea multă sărăcie, mult prea multă amărăciune, mult prea lume amărâtă. E un dezechilibru mult prea mare într-o mână de oameni care au tot și omenirea care moare de foame. Nu e corect. De-aia se produce nebunia asta, ca să se creeze o balanță, să se poată și pătura de jos ridica puțin la o lume mai echitabilă. Acolo mergem. Dar trecem prin purgatoriul ăsta și acum e momentul în care la toți ne este frică ce o să se întâmple. Nu vă fie frică, s-ar putea ca toată nebunia asta să fie spre binele nostru general. Nu te-am întrebat de Joe Biden și de alegerile de la anul, toată planeta vorbește despre asta. Eu spun, Joe Biden nu câștigă alegerile, Trump nu câștigă alegerile, la alegerile le câștigă DeSantis. Că îl place sau nu îl place, lumea vrea un om tânăr. El este un om mai tânăr, este republican, se schimbă macazul, că în America totdeauna se schimbă macazul. Joe Biden probabil că a avut intenții să facă ceva, uite, nu au ieșit lucrurile cum s-ar fi durut, s-au făcut mult prea multe greșeli. Eu asta văd că se întâmplă. În niciun caz nu-l văd pe Biden președinte în viitor, dar nici pe alții care vor să ajungă acolo. Și o să avem un flux de pozitiv în sensul că aducem un om mai tânăr cu alte vederi, cu alte gânduri, cu alte intenții. Da, vom trăi și vom vedea, va fi un an absolut interesant. E lupta dintre globaliști și suveraniști și o să vedem cine câștigă. Îți mulțumesc, Carmen. Mulțumesc din suflet pentru această emisiune online. Vă iubesc și vă așteptăm duminică. Ce mai e, o săptămână și ne vedem și vorbim și cum să spun, vă punem liniște în suflet și vă răspundem la lucrurile care vă îngrijorează și la care n-aveți răspunsuri. Mulțumesc frumos, mulțumesc tuturor, seară bună, la revedere!